vânt pitiplon în stare perfectă de culoare verde. Urma numărul de telefon. După ce am dat anunțul de mai sus la mica publicitate, mi-am luat concediu de astenie și am stat liniștit acasă în așteptarea telefoanelor. Nici nu știți câți clienți au prezentat. În prima zi, un glas dulce și platinat m-a atacat la telefon. Alo? Da, alo. În legătură cu anunțul acela, m-a interesat foarte mult plitiponul dumneavoastră. E ceva modern? Nu, la moștenire de la mama mare. A, nu, pardon, scuzați, credeam că e ceva din pachet. Nu face nimic. Nici nu au trecut două minute și iar telefonul. Alo? Alo? Aveți cumva de vânzare un pitiplan? Da. Nu vă supărați, îl vindeți cu garaj cu tot? Nu. Fără garaj, că nu e mașină. Mă rog, pardon, credeam că e... Și-a închis. Păcură ce v-am poruncit! Păcurăm! Păcurăm, stăpâne! Numai... Am mai lăsat nemâncat toată ziua! Și v-ați supărat? Nu e supărare pentru asta! Nici de dormit nu ne-ai dat! Dar de 3 zile dormim afară, n-avem cu ce ne înveli! E vară, e cald. Da, dacă v-ați supărat... Nu ne-am supărat, stăpâne. Nu-i supărare pentru asta. Bă, ia să văd acum ce scofală mi-a făcut cu toate poruncile care le-am dat. Un tânăr student de mare viitor, plin de spirit, de așa și foarte plăcut la înfățișare. Într-adevăr. Și spune-mi, te rog, cum îl cheamă? Numele lui este Lindor. Lindor? Lindor, nu are sărmanul niciun fel de avere. Dacă nu ar fi părăsit în grabă Madridul, ar fi găsit acolo un loc foarte bun. Va găsi, domnule Figaro, va găsi. Un tânăr așa cum îl zugrăvești dumneata nu e făcut să rămână necunoscut, nu? Așa, numai că... Are un mare defect. Un defect? Da, care îl ține pe loc. Ce defect? Este îndrăgostit. Măhar, Palete, du-te și te culcă. Că dacă aude tovarășul capitan Panait, e jale. Hai, goar! Vreau să știu numai cu ce vă ocupați dumneavoastră. Poate pot să vă ajut cu ceva. Mă auzi? Și să nu mai audi consătent. Ia uite. Treci pe partea asta. Ce vezi? Bălcescu. Bălcescu. Mai uite-te odată. Falsă, bă. Cum trăiești? Răspunde, cum trăiești? Uite de la față și nu m-a întrebat de viață. Da, acasă, cât sunteți? Acasă. Păi noi acasă cât suntem? Cât să fim acasă noi? Acasă suntem acasă noi? Câte oale avem? Și câte oale aveți acasă voi? Câte oale aveți? Păi noi avem acasă câte oale de căciuri. Să-ți iau numărul de telefon, nu? Spune. 66. 66. 66. 66. 66. 66. 66. Da? Interior 6. Îți faci joc de mine? Nu. Ăsta e numărul meu de la servici. Acasă n-ai? Nu. M-am mutat de curând și nu mi-am instalat. Mă cheamă Michi. Pe mine Romeo. Ce nume? Nu! 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 Pe mine nu te mai încățați! Nu! Ismaile, dăm apă, că te împușcă. Te împușc! Împușcam? Apa nu dăm. Eremio, ține-ți firea.
A cui apă vrei să-ți o dea? Un pas. Dacă nu-mi dă apă, l-împușc. Te-mpușc și pe tine! Pe toți vă împușc! Lasă pușcă jos! Și pe tine te-mpușc!